Deci în această iarnă, Rusia a atacat infrastructura civilă. Din Kiev, oamenii au suferit de frig, au rămas fără curent electric. Care au fost cele mai mari dificultăți pe care le-ați întâmpinat în această iarnă? Після того, що відбувається у нашому місті, ми можемо назвати Ceea ce face Rusia nu poate fi numit altfel decât genocid și terorism. Mai simplă explicație de ce este nevoie de a distruge infrastructura civilă, de a lăsa oamenii fără lumină, fără căldură, pur și simplu nu există. Rusia vrea ca noi să trăim într-o stare depresivă, să luăm toate lucrurile noastre și să plecăm undeva. Ca să lăsăm Ucraina pentru ei și ei vor putea să lua Ucraina ușor. De asta cred că putem să numim aceste acțiuni doar ca acte de terorism atunci când sunt ucise femei, copii, oameni în unitate. Nu poate fi numit altfel decât ceea ce am spus când este distrusă infrastructură civilă, dar Rusia deocamdată are aceste scopuri și noi nu avem decât să fim puternici. Cum noi spunem că mai bine să trăim noi fără apă și fără electricitate decât cu soldații ruși. Oamenii au o voință, sunt neînvinși și sunt gata să lupte. Singura dorință a ucrainenilor este de a răspunde, de a lupta cu rușii. De când am venit în Kiev, au fost doar două alarme aeriene. Am remarcat că oamenii s-au mai relaxat în ultima perioadă, nu mai merg neapărat, adică nu mai fug spre adăposturi. Cum vedeți dumneavoastră această relaxare? Putem considera că este prematură? В місті Києві, тому що тільки сьогодні було вже дві повітряні тривоги. Вчора була тривога. Я вже спомню, що ви доар пентру зі ați auzit două alarme aeriene. În fiecare zi localnici și locuitorii orașului Kiev aud aceste sirene. Vreau să spun așa cifre interesante, deși nu suntem pe linia frontului, totuși în orașul Kiev, dronii kamikaze au distrus aproximativ 800 de case. 417 din aceste clădiri au fost case unde oamenii chiar au locuit. Au fost uciși în jur de 160 de persoane, 5 dintre care au fost copii. Dacă e să facem și să vorbim despre statistică, oamenii noștri, locuitorii Kievului, au auzit alarma aproximativ 800 de ore și au stat în total aproximativ o lună în subsoluri. Este alegerea fiecărui om să asculte indicațiile să se ascundă în aceste adăposturi, dar noi facem tot posibilul ca oamenii să respecte aceste reguli. Facem tot posibil ca ei să fie în siguranță, dar totuși rămâne la discreția lor. Щоб вони були в небезпеці, але все інше це вже їхня відповідальність. Noi am fost și în urmă cu 2 ani și comparativ cu atunci mi se pare că sunt mai puțini oameni în Kiev. Aveți informații despre numărul celor care au plecat în acest moment? Спочатку війни багато з них переважно жінки, aproximativ 3,8 milioane de persoane. De când au început războiul, foarte multe persoane, mai ales femei și copii, au părăsit orașul. Aproximativ asta a fost în vara până luna iunie. Ulterior, când totul a devenit mult mai sigur, oamenii au început să revină și acum în orașul Kiev sunt aproximativ 3,6 milioane de persoane. Dar totuși trebuie să precizez că din acest număr de persoane, 300 de mii sunt persoane temporar strămutate, adică cei care temporar au venit aici. Adică în oraș sunt 3,6 milioane de persoane, sunt destul de mulți, vedem că atmosfera este destul de pașnică. Activează și cafenele și restaurante, transportul public, oamenii se plimbă afară. Dar totuși nu trebuie să uităm că la o distanță de câteva sute de kilometri au loc lupte, acolo este un adevărat iad. Luptătorii noștri fac totul posibil ca să ne apere. În ceea ce privește economia Kievului, cum a fost afectată de război, aveți date, informații în acest sens? Економіка міста дуже сильно постраждала, вона зруйнована війною, зруйнована логістика. Економія урашului a avut de suferit foarte mult, este practic distrusă de acest război. Логістика și infrastructura a fost distruse, deocamdată nu putem vorbi despre cifre concrete, dar este vorba despre miliarde de dolari.
Dar totuși, cu ce sume putem să apreciem faptul câți oameni au murit și câte persoane au fost nevoiți să-și părăsească casele lor? Avem un deficit mare în bugetul local, dar totuși Kievul continuă să trăiască. În pofida mai multor greutăți, Kievul continuă să-și aprovizioneze cu serviciile necesare, continuă să activeze. Sunt asigurate servicii medicale, aprovizionare cu apă, toate cele necesare în orașul nostru. Всіх сервісів було в нашому місті. Aveți vreun mesaj pentru români și România? Буде великою помилкою думати, що ar fi o mare greșeală să credeți că războiul este departe. Și faptul că acest război nu va atinge pe fiecare dintre voi. We'll be right back.